Este a treia zi care stăm în prezența lui Dumnezeu și vreau să vă spun din toată inima că am trăit simțuri ca pe vremea Domnului Iisus Hristos, când erau cu toți și au lăsat casele, familiile și s-au dus după Domnul 3 zile să ascultă Evanghelia, în care au fost tămăduiți, au fost vindecați, au fost eliberați. Spre casa lor care au plecat, nu s-au dus nesăturați, nebinecuvântați. Și Dumnezeu ne-a dăruit după 3 zile pace, vindecare și eliberare. Și pe toți, 5.000, în afară de femei și de copii, de bărbați, au fost săturați, vindecați și plini de bucurie au plecat spre casa lor. Eu cât despre mine, vă spun din toată inima, zilele acestea au fost zile deosebite pentru viața mea. Inima mea este plină de bucurie și pot să mai trăiesc viitorul care îmi stă în față. Așa cum era și Ilie, prăbușit, fugind din fața Izabelei. Și Dumnezeu se prezintă la Ilie și a zis: ridică-te, mănâncă pâinea aceasta și bea din ulciorul acesta apă, că drumul pe care mergi un drum lung. Am simțit cum am mâncat, am simțit cum am băut din izvorul lui Dumnezeu și drumul pe care ne stă viitorul nostru, vom avea tărie și vom avea putere. A lui să fie toată gloria. Aș vrea să vă pun o întrebare în această seară: e bun Domnul? Ce crede că e bun Domnul să ridice mâna sus? E bun Domnul? În plângerea lui Ieremia spune: iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Bun este Domnul! Bun e acest minunat pe care El și-a dat viață și ultima picătură de sânge pentru noi, ca să trăim și să avem viață. Bun este Domnul! Ce bun ești, Doamne! N-am cuvinte de ajuns ca să spun ce bun ești, Doamne! Ai lucrat în viața minunat. Ce bun ești, Doamne! N-am cuvinte de ajuns ca să spun ce bun ești, Doamne! Că-ai lucrat în casa mea minunat. La tine vin așa cum sunt, la tine vin, Iisusescu, să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. La tine vin așa cum sunt, la tine vin, Iisuse-ți vin. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Hai să încercăm cu toți care suntem aici. La tine vin așa cum sunt, vă rog, încercăm toată biserica. La tine vin așa cum sunt, la tine vin, Iisuse-ți vin.
Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Toată biserica la tine! La tine vii așa cum se. La tine vii, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Toată biserica să cântăm! La tine vii așa cum se. La tine vii, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Aleluia! Din toată inima să cântăm! La tine vin așa cum sunt. La tine vin, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Cu glasul nostru strigăm către Dumnezeu, urechea Lui ne aude și cântăm cu toți din toată inima. La tine vin așa cum sunt. La tine vin așa cum sunt. La tine vin, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Aleluia! La tine vin așa cum sunt. La tine vin, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața. Mare ești, Doamne! N-am cuvinte ca să spun ce mare ești! Îți mulțumesc că ți-ai lucrat în viața mea și în casa mea și mi-ai întuplecat inima să te iubesc și să mă întorc la tine cu toată inima mea. A Lui să fie gloria și cu toți să zicem amin! A Lui să fie gloria și cu toți să zicem amin! Aleluia! Mare ești, Doamne, n-am cuvinte ca să spun ce mare ești, Doamne! Îți mulțumesc că-și tu-ai lucrat în casa mea. Mare ești, Doamne, n-am cuvinte ca să spun ce mare ești, Doamne. Că-ai lucrat în viața mea minunat. Hai să încercăm cu toți la tine, vin așa cum sunt. Cine dorește să-L aude pe Domnul, să ridice mâna sus cu toată inima Lui să cântăm. Dumnezeu coboară în mijlocul strigătelor de biruință. Și să cântăm cu toți, la tine vin așa cum sunt. Deschideți-vă inima și cântați tot sufletul vostru. La tine vin așa cum sunt. La tine vin, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Aleluia! La tine vin așa cum sunt. La tine vin, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Mai din toată inima cântăm toată biserica! La tine. Aleluia! Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat viața mea. La tine vin așa cum sunt. La tine vin așa cum sunt. La tine vin, Iisuse Sfânt. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Hai să mai încercăm încă o dată cu toată vocea noastră. La tine vin. În viața mea. Aleluia! La tine vin așa cum sunt. La tine vin, Iisuse.
mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Sfânte ești, Doamne, n-am cuvinte de ajuns ca să spun. Sfânte ești, Doamne, că ai lucrat în viața mea minunat. Sfinte ești, Doamne, n-am cuvinte de ajuns ca să spun. Sfinte ești, Doamne, să mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Cercem toată biserica la tine, vin! Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Iasca Domnul! La tine vin așa cum sunt, la tine vin, Iisuse, sper. Să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Hai cu glasurile noastre să cântăm cu toți, la tine vin! Mulțumesc că ești viața mea. Iasca Domnul! La tine vin așa cum se, la tine vin, Iisuse, să-ți mulțumesc că ești, tu ai lucrat în viață. Din toată inima încă o dată repetăm, la tine vin! La tine vin așa cum se, la tine vin, Iisuse, să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. La tine vin așa cum se, la tine vin, Iisuse, să-ți mulțumesc că tu ai lucrat în viața mea. Cei care iubesc pe Domnul să zic amin. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Pentru că merită din toată inima noastră să-L cinstim pe acest împărat pe care El ne poartă de grijă. Suntem mai depresi ca păsările cerului, suntem mai depresi ca animal cel mai tare. Lei și pui de lei duc lipsă, dar cei care se încred în Domnul nu duc lipsă de niciun bine. El e purtător de griji. El știe necazul tău, problema ta, și El coboară în familia ta atunci când ți este mai greu și te ridică din starea ta și îți pregătește și pâinea și de toate. Doar iubește-L pe acest Domn. A Lui să fie gloria. Încercăm să cântăm cu toți. Nu lăsăm pe Domnul toată viața noastră. Nu lăsăm pe Iisus, mergem înainte, indiferent, cum a spus Asaf. Carnea să coboare de peste mine, să cadă. Eu de tine nu mă las. Tu ești scutul meu, tăria mea, pacea mea, puterea mea. A Lui să fie toată gloria. Dar eu nu te las, nu te las niciodată. Dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc. Eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc. Din palme cu toți! Trăiască Domnul că merită! Aleluia! Batem din palme că merită acest Domn să fie lăudat! Trăiască Domnul! Aleluia! Dar eu nu te las! Dar eu nu te las! Nu te las niciodată! Dar eu nu te las!
niciodată, Iisus, căci Tu pentru mine ești apă curată și Te iubesc, Iisus. Mi se duc anii vieții ca și zorii dimineții și ale de vieți dacă aș trăi, tot pe Tine Te-aș uvi. Cine iubești pe Domnul să ridice mâna sus, aleluia! Dar eu nu te las, dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus, căci Tu pentru mine ești apă curată și Te iubesc. Cântăm toată biserica! Dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus, căci Tu pentru mine ești apă curată și Te iubesc. Asta nu-i ușoară, e și dulce și amară, jertfa de la Golgota ți-a schimbat și viața ta. Se merită să nu te las, dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus, căci Tu pentru mine ești apă curată și Te iubesc. Dar eu nu te las, dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus, căci Tu pentru mine ești apă curată și Te iubesc. Nu-mi doresc a mea cărare pe-o leargă cale, orice mi s-ar întâmpla, nu mă lasă de calea Ta. Priască, Domnul! Dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus, căci Tu pentru mine ești apă curată și Te iubesc. Hai să cântăm toată biserica, nu te las, dar eu nu te las. Căci Tu și Te iubesc. Repetăm din nou, eu nu te las, dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus, căci Tu pentru mine ești apă curată și Te iubesc. Anastume, e pacea, Anastume, e pacea, Anastume, e pacea, Anastume, e pacea, pacea. Noi vă aduce pace, noi vă aduce pace, noi vă aduce pace, noi vă aduce pace, pacea lui. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, 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 mișcă lumea. Am de Biblia, am de Biblia, am de Biblia, am de Biblia, este puterea, este. Am de Biblia, am de Biblia, am de Biblia, este puterea. Aleluia!
te cheamă. Vino, vino, nu pierde șansa. Aleluia, aleluia, mântuirii. Domnul vrea să-ți scrie numele în cer. El te primește. Aleluia, aleluia, te primește. Și te iartă. Aleluia, aleluia. Nu-l respinge, prieten drag, pe Iisus. Ești aici, ești aici, Iisus. Vino să trăiești în slăbile cerești, hai în rai. Repetăm, repetăm, toată biserica cu voi toți, hai în rai. Hai în rai, ce mai stai? Vino să trăiești în slăbile cerești, hai în rai. Aleluia, aleluia. Mai punem o dată întrebare, nu ne grăbim, pentru că Domnul vrea să mântuiască. Domnul vrea să mântuiască, Domnul vrea să vindece. Domnul vrea să vindece, Domnul vrea să mântuiască. Aleluia. Dacă mai dorește cineva să vină în față, dacă ți-e rușine să vii aici, acolo unde ești, ridică mâna sus, te rog. Dacă ți-e rușine să vii aici, ridică acolo mâna sus, acolo unde ești. Dacă ți-e rușine să vii în față, ridică mâna sus acolo unde ești. Ne vom ruga de aici pentru tine. Slăvit să fie Domnul. Vedem că mai vin la mântuire. Aleluia! Lucrătorii Domnului se roagă, mijlocesc. Se roagă, se roagă. Aleluia! Lucrătorul Domnului se roagă, mijlocesc. Oricine ai fi, gândește-te acum. Aleluia! Cine ești, de unde vii, te cheamă Mesia. Omule, oricine ai fi, gândește-te acum. Cine ești, de unde vii, te cheamă Mesia. Repetă din nou, hai rai, repetă din nou, hai rai. Repetă din nou, toată biserica cântăm. Toată biserica cântăm, hai rai, hai rai, hai rai. Vrem să mergem în rai. Cine dorește să intre în rai? Să fie să fie în rai. Rămânem așa, subine sus, aleluia. Ce mai stai? Rămânem subine sus. Vino să trăiești, să bine cerești, hai rai. Să vină aici. Să vină cerești. Hai în rai.
Repetăm din nou toată biserica. Hairai! Hairai! Aleluia! Ce mai sta? Trăiască Domnul, vino în față, te rog! Aleluia! Fii binecuvântat! Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Tine. Mântuiește Siria! Mântuiește-ne pe toți care suntem aici! Dorim să ne vedem și slăbile cerești! Pe străzile pavate din aur! Colunge nu va mai fi durere de caschi! Vom fi totdeauna cu Domnul! Aleluia! Cât de curând ne vom lua sporul! Pregătire! Pregătire! Ne pregătim pentru spor, pentru răpire. O să vă spun din toată inima că simt că pașii Domnului se auzi. Am venit acum câteva seri și Duhul Domnului a vrut să mă răpească. Soția mea a simțit că s-a scuduit patul când a venit Duhul Domnului peste mine și am simțit că vine răpirea. Vine răpirea. Aleluia. Vom părăsi pământul, necazul, durerea. Vin să fie Domnul. Vreau să mai pun o dată întrebare. Mai e cineva care vrea să-L primească pe Iisus ultima dată? Dacă mai e cineva, te rog, ridică până sus. Vino aici, acum, în ultimele clipe. Dacă mai e cineva, vrem să mai vedem o mână ridicată. Vrem să mai vedem o mână ridicată. Vrem să mai vedem o mână ridicată. Aleluia! Să vin să fie Domnul. Vrem să vă mai vedem o mână ridicată. Mai e cineva în această seară? Nu pleca, te rog. Simt și cred. Și Duhul Domnului îmi vorbește că sunt multe inimi care le bate să vină aici. Dar vrăjmașul vine și spune: nu acum, amână, mai târziu, e vremea ta, astăzi, în momentul acesta Iisus te mântuiește. Dacă mai dorește cineva, vin o față. Eleget la fond la seriens, elacot manavias tanamanas. Duhul Domnului e peste noi. Aleluia! 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 Hai Marius, hai Marius! Să fiți să fie Domnul! Bine ați venit în casa Domnului! Nu pierde șansa! Bine ai venit! Aleluia, aleluia! Mântuirii! Aleluia, aleluia! Avem răbdare! Domnul vrea să scrie numele! Aleluia, aleluia! El te primește și te ia. La toți frații mei minunați și scumpi, vă bucurați că Domnul a mai adăugat la familia Lui acești oameni minunați? Ridicăm mâna sus! Aplaudăm pe Iisus Hristos pentru familia Lui! S-ar putea în seara aceasta
să se împlinească numărul și să plecăm acolo unde e fericire. Am stat cu cineva când era gata să-și dea Duhul. Începea de-a să mai vorbească puțin și am zis: vrei să mă rog pentru tine ca să mai trăiești? A zis: nu, te rog, lasă-mă să mă rog. Nu, te rog, frate, mergăraș. Vreau să plec acasă. Vreau să ajung în cer. Nu mai vreau să mai trăiesc în lumea aceasta. M-am săturat. Vreau să mă întâlnesc cu Domnul. Aleluia! Aleluia! Mi-e dor de tine. Mi-e dor de străzile de aur. Și când pe numele căci Dumnezeu te-a ridicat. Haideți, haideți să urcăm pe muntele sus. Aleluia! Veselie și când să strigăm în fața Lui, să cântăm în fața Lui, El e Domn. Sus încet, haideți, lăudați cu toții biserica, pe Dumnezeu, Sfânta Lui Israel. Duhul Sfânt aici! Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel. Ridică-ți mâinile și cântă-i numele, căci Dumnezeu te-a ridicat. Luia! Ridică-ți mâinile și cântă-i numele, căci Dumnezeu te-a ridicat. Haideți, haideți să urcăm pe muntele sus, unde veselie și să strigăm în fața Lui, să cântăm în fața Lui, El e Domn. Nagila hava, nagila hava, nagila veshmeha. Hava, nagila hava, nagila hava, nagila veshmeha. Hava ne rambeha, hava ne rambeha, hava ne rambeha veshmeha. Hava ne rambeha, hava ne rambeha, hava ne rambeha veshmeha. Uru, urahime, urahime resame. Aleluia! Cu toți spunem: trăiască Domnul! Trăiască Regele nostru Iisus! Trăiască Împăratul Împăraților! Trăiască Domnul Domnilor! Trăiască Împărăția Veșnică, care cât de curând ne va strămuta acolo și vom fi totdeauna cu Domnul. Mi-e dor de veșnicie, vă spun sincer. O ultimă întrebare vreau să mai pun. Așa insist eu, la asta m-a chemat Dumnezeu. Biblia spune: smulgeți-i ca din foc. Și un alt cuvânt: siliți-i. Una din cuvintele pe care Dumnezeu mi le-a dat, Domnul îmi vorbea: va veni vremea când ceea ce te voi îndemna să faci
Și umanii cu oamenii când se vor întoarce la mântuire, îți va mulțumi datorită pentru că și i-ai silit. Și i-ai silit și au rămas cu mine. Siliții, îndemnați, rugăm să ne împăcăm cu Dumnezeu. Căci vine Domnul, vine Iisus și nu dorește nimeni să nu piară. Nimeni nu dorește Dumnezeu să ardă într-un foc veșnic. Nimeni, nimeni! Aleluia! Sana, oh aleluya, Maranatha.
Domnul vine. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Te silește cineva să-L primești pe Iisus ca Domnul în viața ta? Te silește cineva sau de bunăvoie vii înaintea Domnului? Domnul. Din toată inima vrei să-L primești pe Domnul? Da, vreau. Și dacă prietenele tale te vor înconjura într-o zi și vor spune ce ai făcut, n-ai făcut bine. Dacă prietenele tale vor aduce cuvinte de amăgire spre tine, ești gata să rămâi a Domnului și să-i răspuns: nu vreau să mai trăiesc ca voi, ci vreau să fiu în slujba Domnului. Ești gata să rămâi a Domnului cât vei trăi pe acest pământ? Da, toată viața. Mâna Domnului să fie peste tine. Și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste tine și totdeauna păzitorul tău să fie Iisus Hristos. Vreau să te întreb și pe tine în această seară: Îl iubești pe Iisus? Da. Din toată inima ta iubești? Din toată inima. Și pentru câtă vreme vrei să-L iubești pe acest om? Toată viața. Ești gata să rămâi a Domnului? Da. Tu crezi că Iisus Hristos te iubește? Da. Mâna Lui să fie peste tine. Și doresc mângâierea Domnului să fie peste tine. Aleluia. Vreau să spun o întrebare. În această seară, vino mai aproape. În această seară, ce simți tu? Dumnezeu aici. Simți că Iisus Hristos special te cheamă pe tine? Da. Și pentru câtă vreme ai vrea să lași pe Iisus să domnească, să stăpânească inima ta? Toată viața, până la moarte. Mâna lui Iisus să fie peste tine și Duhul Domnului să vină peste tine. Vei simți prezența Domnului și una din nopțile, într-o noapte târzie, Duhul Domnului va veni peste tine. Așa vorbește Domnul. Shalom egen haot esminigens steniganas. Și El îți va da putere, tărie, te va ridica din starea ta, canomina selegens, și vei simți vindecarea pe deplin. Vorbește Duhul Sfânt. Aleluia. Vreau să spun o întrebare în această seară. Te-a împins obligat sau din inima ta vii să-L primești pe Iisus? Din inima mea. Și pentru câtă vreme? Toată viața mea. Tu crezi că Iisus Hristos te iubește? Da. Și tu de asemenea iubești pe Iisus? Da. Mâna lui Iisus să fie peste tine și Duhul Domnului să te însoțească. Aleluia. Vino mai aproape. În această seară am văzut că ai venit și eu cred că vii la Iisus din toată inima. Este așa? Da, da, da. Și vrei să-L lași și pe Iisus să intre în inimuța ta? Până toată viața. Toată viața? Da. Lacrimile tale se vor strânge într-un burduf și vei fi mângâiat. Trecut prin multe și mâna Domnului te-a ținut în viață. De n-ar fi El, n-ai mai fi fost aici. Dar Iisus te-a ținut. Mulțumește lui Dumnezeu. Mulțumește. Mulțumește lui Dumnezeu că ești în viață. Pentru că ne-ai pe plan de mântuire. Satan ar fi vrut să te îngroape, dar Iisus Hristos a fost de parte. Că ai fost primul pe care ai făcut pasul. Vei primi o piatră în plus dacă vei rămâne până la capătul vieții tale. Aleluia. Și vreau să-ți spun întrebare. Văd că plângi. Pentru ce plângi tu în seara aceasta? Da. Da. Și pentru câtă vreme vrei să-L primești pe Iisus ca Domn în viața ta? Toată viața mea. Mâna lui Iisus să fie peste tine. Te încredințez în brațul Domnului. Întrebare în această seară minunată. Veniți la Domnul cu sinceritate, cu toată inima? Da. Și câtă vreme vreți să rămâneți lângă El? Câtă vreme.
viața mea. Indiferent ce va veni peste tine, da, vei rămâne lângă Domnul. Da. Domnul va fi scutul și sprijinul vieții tale. Și El va fi, în ziua necazului tău, te va ocroti. Vorbește Duhul Sfânt. Mâna lui Iisus te va ocroti. Aleluia. Vreau să spun o întrebare, tinere. Pentru câtă vreme vrei să-L primești tu pe Iisus ca Domn în viața ta? Cât voi trăi pentru toată viața. Chiar dacă prietenii, cei dragi ai tăi care nu sunt întorși, îți vor spune să dai înapoi, vei mai dat înapoi? Nu. Și pentru câtă vreme toată? Toată viața. Mâna Domnului să fie peste tine. Aleluia. Te văd și pe tine că ești tânăr, ești micuț. Cum ți este numele? Denis. Nu ești prea tânăr să slujești tu Domnului? Îl iubești tu pe Domnul Iisus așa de tânăr cum ești? Da. Și pentru câtă vreme vrei să-L iubești pe Iisus? Toată viața. Te credințez în brațul lui Dumnezeu. Iisus va fi cu tine. Și dacă vei rămâne, Domnul are în vedere să te facă un lucrător. Și vei vedea locul acesta. Dacă vei rămâne lângă El și Domnul te va ține. Aleluia. Vreau să spun o întrebare în această seară. Pentru câtă vreme vrei să-L primești ca Domn în viața? La moarte. Toată viața? Da. Din toată inima te iubești pe Iisus? Da. Tu crezi că Iisus Hristos te iubește? Da. Tu crezi că Iisus Hristos te cheamă la El? Da. El te iubește. Aleluia. Și mâna Lui va fi peste tine. Vino mai aproape, te rog. Am văzut că ai venit ridicat mâna sus și vreau să spun o întrebare. Vrei să-L primești pe Domnul în viața ta? Da, da. Și pentru câtă vreme? Până la când va veni. Indiferent ce va fi peste tine, ce va veni, vei rămâne lângă Domnul. Amin, da. Și vrei să locuiască Iisus pe deplin în viața ta? Toată inima mea și toată viața. Mâna lui Iisus să fie peste tine și să fii un om sincer când vei trăi pe acest pământ. Vino mai aproape, te rog. Te-am văzut aici, venind cu mâna ridicată și cu lacrimi pe obraș. Eu cred din toată inima că Tu-L primești pe Iisus cu toată sinceritatea. Da. Și pentru câtă vreme vrei să-L primești pe acest Domn minunat? Până la moarte. Până la moarte. Iisus să fie scutul și ocrotirea ta.